Este un privilegiu pentru mine să mă adresez dumneavoastră cu ocazia sărbătoririi profesiei de contabil, o profesie de tradiție, a cărei reprezentare îi revine corpului experților contabili și contabililor autorizați din România. În atmosfera specifică unei aniversări, cu atât de bogate semnificații, nu pot decât să încep această zi cu o urare adresată tuturor celor care practică această frumoasă și importantă profesie. Sincere felicitări și succes în viitor! Dragi colegi, vă felicit pentru ceea ce ați realizat până acum și vă doresc multă sănătate și putere de muncă pentru a vă continua cu aceeași pasiune, competență și activitate de profesionist contabil. Am admirat meseria de contabil pentru că ea implică nu numai oboseala ochiului, urmărind cifră cu cifră, implică mai ales osteneala minții dumneavoastră, astfel încât să puteți găsi rostul fiecărui bănuț. Este pe jumătate o știință exactă, meseria de contabil, pentru că, într-adevăr, trebuie să aplicați, să respectați legi contabile, legi fiscale, dar este artă, pentru că implementați aceste legi contabile și fiscale astfel încât să rezulte o afacere de succes. Prima dragă să nu se uite niciodată, mi-e dor să mai lucrez la o balanță contabilă, la o balanță contabilă adevărată, pe care făceam cu pixul în mână. Sigur, acum am luat-o în greutate, dar astăzi, de regulă, fac aceste balanțe calculatoarele. Cea mai mare satisfacție a contabilului era atunci când îmi făceau balanțe el singur și toate operațiunile necesare. Să revenim, am venit aici să aduc salutul municipalității, al meu personal, să vă spunem că vă apreciem munca dumneavoastră nobilă. O parte a muncii dumneavoastră se reflectă și la primărie și aș vrea aici să subliniez foarte clar relațiile foarte bune de colaborare pe care le are municipalitatea suceveană cu cecarul, cu experții contabili și sigur colaborăm atunci când avem nevoie, când avem nevoie de o expertiză sau atunci când apar reglementări noi și trebuie să le clarificăm. Vă felicit pentru activitate, vă urez la mulți ani, este o frumoasă zi dedicată contabilului, ați ales-o foarte inspirat. Vreau să felicit organizatorii pentru modul în care s-au preocupat de acest eveniment și în special să îi felicit pentru frumoasa inițiativă de a scoate în evidență Portul Național Românesc. Toate doamnele sunt foarte frumoase, aveți niște ei senzaționale și parcă retrăiesc vara din 24 iunie pe 21 septembrie. Ce să vă spun, inițiativa a fost minunată și vă felicit încă o dată, vă urez la mulți ani și vă asigur încă o dată în numele instituțiilor judiciare din Curtea de Apel Suceava, Suceava și Botoșani, de respectul nostru, de admirația noastră pentru munca pe care o faceți și vă urăm să aveți în continuare succese și să colaborăm în același stil minunat și de un ridicat nivel profesional. Printre altele, în cadrul manifestării au fost acordate diplome și cupe pentru activitatea membrilor CECAR Suceava.